Salut, ai frumoși! Ce faceți? Vă salută fratele vostru cel solid. Azi toată ziua am vrut să stau cu voi la o cafea. Din păcate, deși a fost duminică, mi-am bătut joc puțin de timp și n-am avut timp să fac nimic. Așa e, când ești puțin atent, timpul te face, fraților. E cea mai importantă resursă din viața noastră și ne cam face dacă suntem neatenți la ea. Băi, frate, durere mare, am o știre foarte dureroasă. Un incendiu violent la Spitalul Județean Piatra Neamț, 10 persoane au murit, culmea, persoanele fac parte dintre bătrânii aia care sunt intubați. Aia care aveau complicații foarte mari la COVID. Deci e foarte nasol ce se întâmplă. Peți oameni erau intubați, erau țintiți la pat și au și murit. Iar medicul de gardă, un bărbat de 48 de ani, s-a ales cu arsuri grave pe aproape jumătate din corp, dorind să salveze oamenii. Foarte nasol. Foarte nasol. Deci doi medici și două asistente au fost în încercarea lor de a salva oamenii, au fost răniți și ei. Și tot respectul pentru acești oameni. N-am cuvinte. Oamenii ăștia sunt iarăși eroi din filme în viața de zi cu zi. Sunt acești oameni. Pentru că da, în fișa postului lor este să salveze oameni, într-adevăr. Dar în fișa postului lor nu scrie că în caz de accident el trebuie să fie și pompier și supererou, să intre, să ia bolnavii în spate și să-i care afară. Înțelegeți voi? Deci tot respectul pentru oamenii ăștia extraordinari. N-am cuvinte să vă spun câtă stimă pot să am pentru acești oameni. Și acum hai să vedem. Cătălin Denciu se numește medicul erou care a intrat în flăcări pentru pacienții săi. Ce să mai spui, frate? Are 48 de ani și în momentul ăsta a fost transportat de urgență cu aeronavă în Belgia pentru tratament de specialitate, după ce a suferit și el, la rândul lui, arsuri deosebit de grave. Înțelegeți voi? Așa-l cheamă pe om. Omul, ce să mai vorbim? A demonstrat că e supererou. A declarat că a încercat să salveze ce se mai putea. Împreună cu un alt coleg, chirurgul Pavel Borș, și ajutați de două asistente, au scos bolnavii din salonul alăturat celui care fusese cuprins de flăcări. Dacă nu-i scoteau oamenii ăștia, poate mai aveam și alte victime. Apoi a intrat în foc efectiv, suferind arsuri pe 60% din corp. Ce mai vreți, mă, fraților? Ăsta e un supererou. Uitați-vă. Omul ăsta. Care și față de înger. Stai, un supererou, mă, frate. Tot respectul pentru el. Din păcate, 3 bărbați și 7 femei cu vârste între 67 și 86 de ani, mai pe scurt bătrânii internați și intubați pentru COVID, au murit. O știre foarte tristă astăzi, nu prea sunt multe cuvinte de spus, decât că iată cât de nedreaptă poate să fie uneori viața. Mai mult de atât, fratele vostru cel solid, n-are ce să vă spun decât să vă ureze sănătate, toate cele bune, stay safe, aveți grijă de voi, numai bine.